O să încep cu o întrebare mai lungă. Sigur. Așa că dăm voie să o citesc. Știu că filmul tău a fost realizat cu sprijinul mai multor cunoscuți, de la care ai împrumutat echipament sau care au acceptat să apară gratis în film, după caz. Așa că vin și te întreb dacă se poate ca valoarea unui act artistic să fie chiar potențată de lipsa unui buget propriu-zis. Cred că da, în sensul că, din punctul meu de vedere, dincolo de faptul că mi-aș fi dorit ca oamenii care au lucrat să fie plătiți și asta e, ar fi fost foarte bine și normal și așa mai departe, dincolo de asta, cumva, cred că se potrivește tot răul spre bine, în sensul că dacă aș fi avut finanțare, poate că n-aș fi avut curajul să iau, de exemplu, pe părinții mei și pe prietenii mei să joace, că aș fi simțit așa o presiune și răspundere și mi-ar fi fost mai teamă să risc, pe când în condițiile astea am avut, cred, libertate mai mare și eu cred că a fost mai bine până la urmă, ceea ce nu înseamnă că vreau să încurajez această tendință. Apropo de faptul că părinții tăi joacă în film, cum e să lucrezi cu actori amatori? Care sunt beneficiile? Păi aici zice două lucruri. Pe de o parte că nu cred că există categorii așa mari de actori amatori și actori profesioniști. Cred că din experiența mea redusă de până acum, mai departe, mai mult contează nu știu, relația așa de la om la om, pentru că fiecare e diferit și până la urmă și actorii profesioniști pot să fie diferiți și cred că asta e mai important, adică decât categoria de actori profesioniști și neprofesioniști ca mod de lucru. Mie îmi place să lucrez cu actorii neprofesioniști pentru că pur și simplu pentru că se expun mai tare și pentru că nu au exersat capacitatea asta de control și atunci sunt mai vii și mai adevărați și cu toate defectele care îi fac să fie mai umani și care îi fac să se apropie mai mult de oameni și ăsta e motivul pentru care îmi place foarte tare și sunt foarte recunoscătoare oamenilor care acceptă să joace. Mi se pare că e ca și cum dau ceva din sufletul lor, efectiv, adică, nu știu, livrează așa un adevăr foarte intim și foarte personal și mi se pare că au făcut foarte mult pentru mine cei care au acceptat să joace. Da, pe de altă parte, când iei un neprofesionist, trebuie să-l distribuiești fix în tipul lui de a fi și pentru că cumva nu e maleabil ca și actor. Da. Adică, da, exact, e el și poți eventual să-l pui în situații care, asta spun acum gândindu-mă la următorul proiect, la care mi-ar place să merg cumva un pas mai departe, adică să lucrez cu un mix de profesioniști și neprofesioniști, dar să încerc să văd dacă pot să-i pun măcar, adică pe actorii neprofesioniști, să-i pun totuși în niște situații care să ducă la un pic mai mult, adică să fie tot ei, dar poate situațiile să nu le fie atât de familiare și atunci rezultatul final să fie poate mai interesant uman. Asta. Apropo de filmul tău, am văzut că unii critici și unii oameni interesați au pus semnul egal între povestea filmului tău și povestea din aventurile unei fete cu minți de Simone de Beauvoir. Ce părere ai? Jurnalul, adică. Da. Jurnalul, da. Ce părere ai când criticii, în special, fac asocieri între mai multe filme sau între literatură și film? Ce părere ai de raportarea asta critică în care tot timpul trebuie să pui în balanță un film pe care îl discuți cu filme din trecut? Sincer să fiu, nu cred că am competențe să dau cu părerea despre critică la modul ăsta, adică nu știu dacă nu am încă un răspuns sau o teorie, dacă e mai bine sau nu e mai bine, așa, sincer. Da. Da, dar adică nu aștept un răspuns în care să spui da, e bine sau nu e bine, ci cum crezi tu, cum vezi faptul că tot timpul noi criticii tindem să asociem un film pe care îl discutăm cu alte filme. Vezi în chestia asta un soi de zonă safe în care criticul
în lipsa unor alte lucruri pe care să le discute strict despre film, tot timpul încearcă să asocieze, să creeze clasamente și... Cred că există pe de-o parte, adică asta am observat așa și mai discutam cu prieteni de mei regizori, că există nevoia asta de a face tot timpul un top și în momentul în care discuți de un film, să-l pui neapărat într-un top, în topul filmelor din anul ăla, în topul filmelor de după 90, în ceea ce probabil că vine așa dintr-o dorință, adică cum zici tu, din zona asta, fi mai safe, așa, dintr-un fel de a controla cumva, poate, realitatea. Nu știu dacă zic prostii, dar mă gândesc că poate vine din asta, într-adevăr, dorința de a raporta totdeauna la... Pe de altă parte, și lucrurile sunt întotdeauna într-un context. Adică da. Și asta e adevărat, că... judeci lucrurile, adică n-ai cum să le rupi din context, că și asta le denaturează cumva, da. 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 Apropo de filmul tău și de filmele independente, cum vezi tu intrarea în circuitul de distribuție a unui film independent în cinematografele care se axează mai mult pe filme ale unor case de producție? N-am ajuns încă, decât așa, teoretic, deocamdată la etapa asta de distribuție, adică filmul o să intre în cinema pe 25 septembrie, deci nu pot să dau un răspuns așa, să zic că știu cum a fost, că încă, mai degrabă, o să văd cum merge, dar nu știu dacă e, adică, nu-mi dau seama dacă se face o diferență, nu știu nici foarte precis cum e sistemul de distribuție în mall-uri, cum se plătește sau nu se plătește, adică nu știu exact cum intri în circuitul respectiv, dar nu știu dacă sunt criterii în funcție de caracterul ăsta independent, adică noi zicem acum independent, dar de fapt în cazul nostru e vorba de filme care n-au finanțare de la CNC, dar nu știu dacă ei fac distinția asta, da. Din câte știu, se distribuie filmele care aparțin de anumite case de producție și care sunt în parteneriate cu lanțurile de distribuție. Noi, adică filmul nostru e produs de Mandragora, deci avem casa de producție Mandragora. Nu știu exact care e strategia, cred că Cătălin e cel care, adică, să ne ajute pe partea asta, el știe mai multe. Spuneai într-un alt interviu acordat pentru Dilema că a durat mult, mai mult în existența ta până să pui în aplicare un mod de exprimare cinematografică. Din film se poate trage concluzia că ești adept a unui oarecare purism estetic, unul hiperrealist. Te interesează astfel de catalogări? Ele corespund intereselor tale? Mă interesează, nu am intenționat, sau cel puțin nu conștient, nu mi-am propus atât de precis niște lucruri. Poate a fost inconștient și poate și de asta zic că mă interesează, pentru că le descoperă alții cumva și e normal să fie așa. Da. Da, ai fost conștientă de ele când ai făcut filmul? Da, adică am adoptat așa o estetică destul de asumată și destul de puristă, zicem așa, în sensul de numai cadre, aproape numai cadre fixe și numai cadre secvențe și mi-am propus lucrul ăsta, da. Da. Mergând pe linia discuției, tu, când faci un film, cum vezi parcursul dinspre teorie spre practică? În sensul în care întâi îți stabilești registrul ăsta estetic, în cazul tău hiperrealist, în cazul de față, te întreb într-o proiecție în viitor, iar apoi vezi cum în cadrul unui purism estetic poți integra un subiect. Știu că în același interviu vorbeai despre restituirea unei lumi ca fiind mai importantă decât expunerea unei povești. Da, deci într-adevăr aici din punct de vedere am dorit chestia asta referitor la prima parte a întrebării, cred că este că lucrurile merg așa interactiv cumva, în sensul că
pe de o parte mă gândesc și la subiect, în același timp mă gândesc și la, să zic așa, aspecte teoretice și după aia din aspectele teoretice, adică unor îmi vin idei teoretice, abstracte, care mă fac să schimb chestii în poveste, alteori invers, deci e o chestie care merge așa, un amestec, cumva, așa. Și, da, cred că de început, efectiv, când lucrez la un proiect, încerc să merg mai degrabă pe ce, mai degrabă pe, nu pe partea teoretică, ci niște gânduri, pentru că mi se pare că e important să vină din niște căutări ale mele personale și atunci de asta cred că pornesc așa. Sunt niște căutări bazate pe relația ta cu alte filme sau cu alți regizori? Relația da. Spectator? Da, da. Și da și nu, adică cel puțin până acum nu cred că am ținut cont foarte mult conștient, adică nu am citat neapărat niște filme, dar cu siguranță cum mă raportez la filme pe care le văd, din păcate în ultimii 2 ani din cauza acestui proiect independent am văzut foarte puține filme și sufăr extraordinar de tare. Mi se pare că am rămas în urmă așa și în fine îmi pare foarte rău. Pentru mine, cea mai importantă experiență de formare profesională a fost, adică a început la moartea domnului Lăzărescu. Și apropo de asta, că toți suntem acum la TIF, mi se pare foarte simpatică. Ultima dată când am fost la TIF a fost acum fix 10 ani, când am fost la premiera Lăzărescu și mi se pare că se închide un cerc acum că sunt aici cu filmul. Și, deci pentru mine a fost cea mai importantă experiență. Veneam după 4 ani de facultate unde, sincer, nu am învățat aproape nimic, adică am câștigat experiența, am cunoscut oameni, dar la nivelul ăsta de formare artistică, de nici măcar de informație, adică poate uneori poți să ai niște profesori care să nu te ajute să te dezvolți ca om, dar măcar ca artist, în fine, dar poți să-ți dea măcar informații și bibliografii și, din păcate, la noi n-a fost cazul ăsta. Și atunci când am dat de, când am cunoscut pe Cristi Puiu, cred că prin anul 3 sau 4 de facultate, a fost așa o adevărată școală. Mergeam și împrumutam casete video de la el și de la Anca și după aia l-am rugat să mă ia în echipă dacă se poate la Răzărescu să fac orice, dar să fiu pe acolo. Și a fost o experiență colosală, adică din momentul ăla nu știu, parcă s-a deschis așa, am început să văd ce înseamnă de adevărat să faci un film în sensul ăsta de nu să faci un film din punct de vedere meșteșugăresc sau tehnic sau așa, ci din punct de vedere personal, adică să fie un act artistic, nu știu dacă sper să nu fie prea pretențios, dar în sensul ăsta, da, asta am învățat în primul rând și mi se pare că asta e cel mai important lucru pe care cu siguranță ar fi trebuit să-l învăț în școală, dar nu a fost cazul. Și mai mult decât atât, am rămas și în relații de prietenie cu mulți oameni de acolo, cu Radu Jude, pe care l-am cunoscut la acolo, era asistent de regie, cu Ana Sel, care lucra la casting și cu care am făcut după aia un film împreună, cu Anca, cu Dana Bunescu, adică a fost realmente un punct foarte important pentru mine. Da. Da. Deci și sunt convinsă că m-a influențat foarte mult, sunt convinsă că m-a influențat și unele lucruri și nu-mi dau seama cât de tare m-a influențat filmele lui Cristi, pe care l-admir foarte, foarte mult ca regizor. Și dincolo de asta, sigur, sunt mulți autori care îmi plac și normal, toată lumea. Da. Da, apropo de Cristi Puiu, filmele lui tind să fie foarte lungi ca durată, pe când filmul tău are o oră și 10 plus cele 10 minute pe care eu le-aș numi un fel de epilog, da, pentru că da, sunt da, da. În un pic alt registru și ca culoare și ca stilistică. De unde această alegere pentru un film relativ scurt? Păi, sincer, cred că a fost și o problemă de, nu de producție, dar și de cât mi-a ieșit, ca să zic așa. Adică am filmat, am un scenariu de 80 de pagini, teoretic se consideră că 80 de pagini înseamnă 80 de minute de film, mă rog, asta e la american, e în realitate o prostie, că nu e, adică asta e pentru un anumit ritm al actorilor care vorbesc la fel, în realitate nu e, dar, în fine, să zicem că ar fi fost, sau nu, cred că avea totuși 90 scenariu, în fine. Ideea e că în momentul în care m-am apucat să filmez, multe momente pur și simplu n-au ieșit, erau proaste. Da. Și am avut o vizionare cu Cristi după primul
primul cat și mi-a dat acest sfat foarte bun, zic eu, să scot tot ce nu e bine și să văd după aia ce fac. Și cu riscul de a ieși un film mai scurt, cu riscul de a ieși un scurtmetraj, dar să nu las decât ce e bine. Și s-a scurtat destul de mult și practic ultima scenă așa a apărut, adică inițial ca o necesitate de a prelungi un pic filmul, că intrasem în durata aia de 60 de minute, care e foarte nefastă pentru festivitoare. E cel mai greu și, de acceptat. Da, e greu de acceptat durata. Și înainte am cumva să duci filmul, că e prea scurt, da. Și în aceeași timp e și prea lung. Și deci cumva, adică asta a fost, n-am avut material, adică cred că din punctul meu de vedere filmul am mai putut să mai aibă încă 10-20 de minute, nu mi se pare că, dar nu, n-am, în fine, atât a ieșit. Spuneam în cronica mea despre filmul tău că nu revii la eventuale conflicte pe care doar le pornești și după aia treci peste ele, pentru că, spuneam, eu cred că pe tine nu te interesa să mergi mai departe pe conflictele astea. Și întrebarea mea, nu, și spuneam în interviu că evenimentele selectate spre punere în scenă de către tine ar fi putut fi bine mersi poate și altele, în măsura în care se păstra subiectul acesta al mediului burghez. Și cum te raportezi tu la o afirmație de genul ăsta? Sunt de acord cu ea. Mi se pare că exact asta am intenționat. M-a interesat, nu știu, să arăt niște oameni și nu să spun efectiv o poveste. Da. Și oricum, mie mi se pare că deja cinemaul a evoluat destul de mult, în sensul în care formula asta dramaturgică tradițională, în trei acte, a devenit foarte previzibilă, chiar și pentru spectatorii de rând și pur și simplu, și din cauza asta, nu cred că mai funcționează, pentru că te uiți la un film și știi de la început că urmează primul plot point, al doilea și după aia vine deznodământul și sunt în anumite momente precise ca timp și cumva mi se pare că cel mai important lucru într-un fel la un film este să fie imprevizibil, să te surprindă, să te țină cumva, dacă știi dinainte schema și dacă simți schema asta este îngrozitor și atunci n-am găsit o soluție în așa fel încât să spun o poveste fără să apelez la schema asta și cum ziceam, m-a interesat mai mult oamenii și mi-am dorit într-un fel foarte mult și sper să se fi păstrat asta, adică să fie lucrul ăsta în film, am dorit ca filmul să aibă un aspect documentar. Mulțumesc și succes! Mulțumesc și eu foarte mult! A fost o discuție foarte plăcută. Sper! Da.